Legea care le interzice comercianților să mai vândă băuturi energizante minorilor a fost promulgată, iar instituția care ar urma să se asigure că normele sunt respectate este protecția consumatorului, care ar trebui să aplice și amenziile. Deocamdată, până când legea va intra în vigoare, minorii au acces nestingheriți la astfel de produse. În aceste imagini surprinse în apropierea unor licee din Timișoara pot fi observați mai mulți tineri cu băuturi energizante în mână. Consumul acestor substanțe a devenit o rutină pentru mulți dintre ei. Din păcate, majoritatea colegilor mei consumă băuturi energizante, poate chiar zilnic. Era nevoie de un astfel de proiect, dar mi-e puțin frică că elevii vor fi puțin și mai tentați să consume aceste băuturi. Legea promulgată de președintele Klaus Iohannis prevede sancțiuni inclusiv pentru persoanele care le oferă minorilor astfel de băuturi gratuit. În cazul lor, amenda poate ajunge la 500 de lei. În timp ce comercianții riscă să plătească până la 30.000 de lei. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este cea care ar urma să verifice dacă magazinele respectă legea. În prezent, minorii își pot cumpăra nestingheriți astfel de produse singuri. Nu le spun nimica. Își cumpără direct oricine, orice vârstă. Luna trecută, un copil de 13 ani din Bistrița Năsăud a murit după un antrenament de fotbal. Apropiații lui au spus că înainte să intre pe teren a băut mai multe doze cu energizant. Un tânăr între 12 și 18 ani reprezintă un risc din punct de vedere cardiovascular la nivelul inimii. Poate declanșa tahicardie, poate declanșa palpitații, ușoară creștere ale tensiunii arteriale. O doză conține până la 5-6 lingurițe de zahăr. E un surplus caloric, care copiii nu au nevoie. Taurina și glucuronalactona, care sunt stimulante. Pot da stări de depresie, de anxietate. La un moment dat se poate ajunge chiar și la dependență. Legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. Deocamdată nu se cunoaște termenul de la care va fi interzisă vânzarea acestor băuturi celor sub 18 ani.